Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Asta e de pe stadion de seară. Deschiderea scorului. Trimisul nostru special, Luca Pastia, a făcut înregistrarea aseară pe tot durata meciului. Am înregistrat ca nebunii, mi-am consumat bateria. Au făcut reportaj, bravo! Da, așa se sărbătorește în Giulești un gol. Womp, da. There it is. Ei au ascultat... Iar aseară, Galeria Rapidului a fost și Galeria României. Galeria Rapidului a ascultat lunile trecute bătălia hiturilor și când a câștigat asta, așa, tag team, le-a plăcut mult de tot și... Păi, e și frumos. Da. Altfel, meciul pentru noi, să știi că s-a terminat la 3-1. Eu știu că am văzut acum dimineața că anunțat să... Ăsta are prost obicei. Ăsta are prost obicei, dar nu sta până la final. Am nu știu remarcat, de ce. Da, am crezut dacă că... e meci fără miză, mă, dacă era... Ăsta pleacă și când pierdem și când batem. Pleacă oricând. Da. Plec, mie-mi place să ajung acasă. Am asta. Am mai fost pe Giulești. La ce meci ai fost, mă, pe Giulești? La ceva... Da. Un fiorător. Da, mă, cu mioveni, cu nu știu, un nemeci. Cum o știi? Și tot așa, plecă, pe urmă se aglomerează zona, se blochează, se... Păi, da, haide să, băi, ce hai... Ce suporteri ești, bă, dacă pleci? Dar nu sunt suporteri, băi, băieți, sunt aveau spectator. Nevoie de... Am vrut doar să subliniez lucrul ăsta. Am fost cu Fimiu, ăla era fier, făcea ca toate alea. Adică am contribuit deci la atmosferă. Îl înveți și pe la micu să plece înainte de el săracul final. Vrea să rămână. De ce trebuie să plecăm? De ce plecăm? Hai, treci. Și am plecat toți, că am fost 9 la meci. Diversi părinți, copii, George. Da. Și s-a ridicat ăsta, zice, hai. Hai. Și toată lumea în colonată. Uite, mă, gata-i 3-1, vai, erau... ce urât. Da. Le deci, jos un fe. Știi, lumea se, uită, lumea se uită la televizor. Și vede, ia, uite, mă, pe ăștia, mă, cum pleacă, mă, nu țin cu echipa națională. Bă, ce da. Urât, ce nu știu ce. Am? Tu ești. Da. Tu dai tonul. A fost protestul nostru pentru că da. Muntenegru n-a reușit pentru să câștige ce? Cu Finlanda. Da. Practic. Bă. Păi nu ziceai, mă, că băieții ăia sunt oameni serioși. Noi ori jucăm ca niciodată și pierdem ca întotdeauna. Ori câștigăm, dar ne fac căilalți neajunsuri că nu își apără corect șansele. Da. Niciodată, oricum o dai... Da, băi, pățim necazuri, dar eu v-am spus că așa o să fie. Auzi, dar în ce grupă retrogradăm acum? Domnule, noi acum retrogradăm în Liga C. Deci această Liga adică Națiunilor ca să... Divizia a treia. Că multă da. Lume încă nu înțelege cum funcționează competiția asta. Această competiție a fost formată pentru a înlocui meciurile amicale total lipsite de orice haz și ca să nu mai cauți să-ți găsești parteneri de întrecere. Nu știu, a fost structurată pe eșaloane valorice, da? Ca să joci cu echipe de teapa ta. Echipele de teapa României din ediția viitoare sunt Insulele Feroe, Bulgaria... Gibraltar prindem? Gibraltarul mi se pare că a retrogradat în D. Mai există și aia D? Da. Luxemburg... Deci, merge mai departe. Vezi că Insulele Feroe au bătut Turcia, Luxemburg a făcut egal cu Turcia eu acum în ultimele meciuri. Prevăd vremuri grele. Bulgaria, Macedonia de Nord, adică ceva fin. Dar și nu mai prindem de... și noi o Franță ceva? Nu. Că și Franța, și Franța a retrogradat, e în B. Acum a venit în B, da. Nu, 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 dar stai, dar în Liga D noi cu cine o să jucăm peste 2 ani? În Liga D? Da. Liechtenstein, Dinamo, Gibraltar, da, Andorra... Asta zic, există și divizie județeană pentru Naționala României? Lituania. Dar noi să sperăm acum că odată cu această victorie... Extraordinară. Entuziasmantă. Excepțională. Aș spune pe alocuri. Meciul a fost foarte slab la început. Mă uitam cu George, ne-am și filmat, cârcoteam. Dar pe urmă și-au revenit băieții noștri. Da. S-a arătat foarte mult. Au prins aripi și au jucat în ordine. Adică n-ai ce să... Da, ăilalți înțeleg că n-au venit. În contextul în care ăilalți... N-au venit. Meci amical. Băi, dar a anticipat... Au venit, a intrat și Dzeko. A intrat Dzeko la câteva minute, ne-a dat gol. A spus, l-a văzut pe margine, zice, fii atent că se încălzește, ăsta intră și ne dă gol. Era 1-0 pentru noi. Atâta că, minute mai târziu, același Dzeko a făcut el o fentă să se distreze, a ciupit mingea Rațiu și s-a dus Rațiu și a dat gol. Dar nu zici ce ai zis și de Rațiu? Nu. Nu, că mi-a părut rău acum. După aia a dat gol, adică... Da, s-a da. Descurcat. Altfel deci asta e. Avem tragere la sorți peste vreo săptămână, să vedem cu cine jucăm în preliminariile. Hai, Doamne, ajută. Pentru Euro din Germania. A, probabil serios. Că va fi reconfirmat în funcție IEDI
El a avut obiectiv să termine pe primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor. Ghinion. Auzi, da, arata locul 2. Da, săracul de el. Da, frate, eu zic să nu schimbăm. Ce tot schimbăm? Că n-are niciun rost să schimbe. Cum a zis și Mircea Lucescu, iar o iei de la capăt. Da, exact. Adevărul e că și dacă îi schimb ce? Auzi, da, la preliminariile pentru europene. Da. O să se califice 4 din 5 din fiecare grupă sau... Păi, cred că așa pare. În ultimul timp, la europene ajunge chiar toată lumea, mai puțin noi. Serios. Nu e chiar așa. Ești rău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.